Doamna Eudochia, bine v-am găsit! Bine ați venit! Ce vârstă aveți dumneavoastră? 67. Mulți înainte. Dar unde v-ați născut? În satul Berezlogi, din raionul tot acesta Orhei. Și cum ați ajuns la Jora de Jos? Am ajuns după școală. Am venit aici și casa așa, unde o pui acolo, acolo se prinde. Ce ați muncit la viața dumneavoastră? Din copilărie, dacă începe la tutun, am crescut în tutun. Dar pe urmă, după școală, contabilitate, contabilă. Terminat. Ați avut o copilărie ușoară? N-aș zice că așa ușoară. Noi am fost mulți la copii mulți la părinți și cam greu, ca pe timpurile și alea, 60, anii 60. Mergeați cu părinții pe deal la lucru? Ne duceam cu părinții, eram mici, nici nu învățam la școală. Mama îmi dacă și nu câte o săpșoară în mână și la prășit tutun și apoi la cules tutun și tot așa. Câți ani ați muncit contabilă? Contabilă am muncit 25 de ani. 25. Cât a fost în sofoză și... Și leafă primeați pe atunci? 80. 80 de ruble. Ruble erau pe și atunci. Ce făceați cu 80 de ruble? Luam tot ce trebuie și ne ajunge. Ea că avea o valoare atunci. Dar timpul de azi primim mai mulți bani, dar valoare nu prea. Dar ce pensii primiți dumneavoastră? 2278. E mult, e puțin pentru dumneavoastră? Pentru timpurile de azi, e puțin. Că așa pensii, dacă era cu 10 ani în urmă, aș fost mai bineșor. Dar ce faceți dumneavoastră? Cum repartizați banii? Lunar, ca să vă ajungă servicii comunale, cât plătiți dumneavoastră? Servicii comunale, 6-700, până la 1, sunt chiar și până la 1000 de lei. Pentru mâncare? Și pentru mâncare mai lăsăm, dar nu din pensie, că din pensie nu ne ajunge din pensie. Mai mă duc la piață, ia că mai cresc niște verdeață. Verdeața asta e ușor de dus la piață. Și... Dar tot, muncim, avem ia că fântână, o dăm, să nu ședem. Vă mai faceți un ban în plus pe lângă pensie? Da, cât mai putem și avem putere, facem. Da, copii, câți aveți dumneavoastră? Avem 3 copii. Și unde sunt? 2 sunt la Chișinău, dar miezâna, din păcate, a plecat peste hotare. De ce din păcate? Da, aici nu era niciun sens mai stea, că nu-i ajungea ea, era domnișoară, trebuie multe cheltuieli. Dar ceilalți 2 copii? Toate cu terminat și eu școală. Așa-i 2 copii în Chișinău, se descurcă în Chișinău, așa-i 2 copii. Dar v-ați fi vrut ca acum la bătrâniet să fie vreun copil lângă dumneavoastră, să stea cu dumneavoastră? Asta numai decât aș vrut să fie ea ca lângă mine și vom copil și nepoții și toți, dar așa-i viața. Așa-i viața și n-avem ce face noi. Dar cât de des vin la mama acasă? Vin. Dat în 2 săptămâni la sărbători, dar mai des mă duc eu. Da, cât fata din Anglia? Fata din Anglia vine și ea pe vară, așa, o dată în an, poate să vină. E ca de Paște acum, a să vină. Dar dumneavoastră ați fost la ea acolo? N-am fost niciodată. N-am fost. Dar ați fi vrut? Ei. Sau mai bine acasă, în Moldova? Da, mă, nu știți la vârsta asta, cel mai bine ca acasă nu-i nicăieri. Unde da. Nu m-ar duce, tot acasă e mai bine. Dar nepoței câți aveți? Nepoței, 3 nepoți, șostră nepoțică. Să fii sănătoși. Sunteți străbunică? Da, Străbunică? Da, străbunică. Vreau să vă întreb dacă copiii vă ajută financiar, doamna Eudochie. Știți că n-am avut nevoie... Mai mult, că eu m-am bolnăvit, atunci copiii, chiar dacă nu erau copii, n-avem ce face, eu nu mă descurcam singur.
Dar este o durere sau este o fericire, o liniște sufletească copiii vă ajută? Nu aș zice că chiar eu nu vreau să depind de copii. Eu până și eu toată viața singur ne-am făcut tata meu. Încă copiii pe toți i-am învățat pe la școli. Noi am lucrat amândoi cu soțul. Și nu-s de prins eu să mă ajut copiii. Dar ia că vine timpul când ești bolnav și dacă sunt copii, e o fericire că am copii. Copiii sar la nevoie întotdeauna. Dar ce ați avut dumneavoastră? Ce probleme de sănătate? O bală incurabilă, ea ca cancer. Îmi pare Cancer de rău. gradul 4 La ce? la colon. Ați fost operată? A fost operată la colon și la suprarenală într-un an. Dar cum v-ați dat Da. seama că e vorba de cancer, de... Vă simțeați rău? Aveam o durere în spate și eram la fata la Chișinău și așa o durere avem că luam cum zicem noi, de durere. Și degeaba luau, Analgezice. da, înalzeți și nu întârșit deloc. Fata mi-a spus că da, să chemăm salvarea, că știți, era insuportabilă așa o durere. Eu zic, nu, eu a sărât până mâine dimineață, să mai vedem, poate ne-a treia și ne-a mai pus-o în compres, fata. Și dimineață, până dimineață nu ne-a trecut și m-am dus eu singur la salvare în Chișinău. Acolo m-au primit, ne-au luat analiză, am trecut o rentgen și la analiză hemoglobina 75 și așa la analiză toate răle. Toate erau răle și mi-au spus să vin la medicul de familie la noi. Am venit la medicul de familie, m-au trimis la Orhei și s-au început toate. M-au trimis la Chișinău, când au văzut că hemoglobina joasă, la hematolog. Acolo m-am dus, la oncologic. La hematolog și am pastile. Mi-au dat pastile să beau vreo 3 luni și tot așa, câte 3 luni, tot bem, o leacă se ridica, iar scăde, niciun rezultat. Când am văzut eu că E rău de nu-i tot? rău de tot, singur, cu copii, m-am dus la o laborator privat, am plătit bani, am dat analiză și acolo a depistat că ceva este rău. Și am venit deja în Orhei, la noi, și trebuie să trec o tomografie sau, da, o tomografie trebuie să trec. Dar nu ne-o da, că nu sunt bani, că nu știu, mă lunge. Și am fost nevoită să mă duc la șeful spitalului. Cum așa să vin eu acasă fără niciun rezultat? Că nu putem eu să vin acasă. M-am dus la șeful spitalului și domnia ei o sunat la medicul care vă spun că nu mi-a dat îndreptarea. Și o hotărât și a ca peste vreo, m-a pus să rând și peste vreo 2 săptămâni m-am dus și am trecut tomografie Dar la cât timp centrul dumneavoastră german. ați fost purtată pe drum, fără să știți că aveți cancer? Dar cât o an întreg. Eu în martie asta am depistat eu singură că sunt bolnavă, nu știe nici prin cap, nu ne dădea că poate să fie chiar cancer. Și tocmai prin martie, a doilea an, după și tot eu am fost și la gastrolog, tot privat, la toți medicii care trebuie, am fost singură, așa, cu bani. Și mai înconjur că așa și este. Așa a fost. Și am Ați fost. depistat eu singură. Medicii nu au putut să depisteze Cât timp că a trecut de când ați fost operată? 2 ani de zile acum, în ianuarie, la 14 ianuarie, 2 ani de zile o operație și a doilea operație în octombrie, un an și cam, nu sunt chiar jumate, a doilea operație. Și acum cum vă simțiți? Ce spun medicii? Medicii trec regulat tomografia și tot era în scădere, 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 acum așa de stopat și tot, mă simt bine. Mă simt bine, mănânc ce vreau, poftă am de mâncare, dar Dar la oricum, dietă. regim, da, regim Da, alimentar aveți. numai decât regim. Carne mănânc numai de la găinile mele crescute de mine. Câte un ou în săptămână. Pește tot așa un raz în săptămână. Lactate tot nu prea, tot odată în săptămână nu se poate.
Dar eu am locuiesc tăteiesc care conțin proteinia, ca fasole, linte, nahut, bob, eu toate le cresc. Nu stropit cu nimic, curate. Doamna Pomușoare am de tot felul. Mă scuzați, de cât timp dumneavoastră sunteți singură? De 3 ani de zile, ca acum la 20 mai. A, nu ia ca acum, peste vreo 2 luni de zile, soțul împlinește 3 ani de când nu-i soțul. Dar ce s-a întâmplat? De ce a murit? Of, Doamne, și-o pățit, o căzut, ea ca de pe scări de ieșea din bașcă, o dat spui niște mâncare de la păsări, s-o a plecat și-o pierdut cunoștința și s-o dus până de vale pe toate scările astea de vale. Și s-o i-o ieșit o mână de umăr, s-o pălit cap tare. Și eu eram, nu eram acasă, eram la Chișinău, dar era jinerile atunci. Cu jinerile, o chemat salvarea, s-a dus la orhei, mâna i-a legat-o, nu i-a pus-o în ghipsă, dar așa i-a prins-o, o leagă. Și a venit acasă. Eu când am venit a doua zi, asta a fost într-o sâmbătă seara. Într-o sâmbătă seara. Și eu duminica am venit acasă, când am venit, soțul era cu mâna, dar m-a ieșit iară din umăr. Dar atunci nu ne-am mai dus noi, dar duminică am așteptat până luni. Când ne-am dus luni iar la medic, v-a zis că deja e târziu și nu poate trage. Dar nu cum să aprinde, așa să trăiască, el e bătrân și... Și cât o bolit? Ia ca un an jumate așa o bolit. Dar au stat la pat? La pat nu a șezut. Nu a șezut pe zicnică, așa ultima zi, eu și mă ducem pe la chimie atunci, dar m-am îmbolnăvit și eu. Și mă ducem pe la chimie. Dar ce vârstă avea el când a murit? De 68 de ani. Dar câți ani ați fost împreună? 44 de ani. Ce viață ați dus? O viață bună am avut. Era un om muncitor, gospodar, cu minte. Am înțeles. Doamna Eudochie, cât e de greu când unul dintre soți pleacă și rămâne Știți celălalt? Cât e de greu. Parcă sunt un gol în suflet. Așa, simți un gol că ești singur, n-ai cu cine scoate o vorbă, n-ai cu cine vorbi. E foarte rău. Foarte rău să rămâi singur. Singurătatea e rău. Acum, dumneavoastră, ce vă doriți cel mai mult? Și doresc, eu acum doresc să fie pace pe pământ. Să fie... Sănătate. Sănătate. Și bunăvoire între oameni. Așa să fie. Eu vă mulțumesc că ne-ați primit în casa dumneavoastră și vă dorim mult sănătate. Mulțumim foarte mult!